Vă salut, prieteni! În contextul faptului că astăzi în Parlamentul Republicii Moldova a fost un reprezentant înalt din în partea Ucrainei și s-au dat mesaje de susținere și de solidaritate, în contextul faptului că doamna președinte Maia Sandu a fost la Kiev cu o lumânare în mână și a comemorat victimele atacurilor teroriste ale Federației Ruse în Ucraina, vreau să vă spun câteva idei de bază la care vă rog insistența să atrageți atenția. Știți prea bine că Mereu vândem să judecați cu capul propriu, nu cu propaganda televizată, nu cu minciunile care se schimbă de la o zi la alta. Haideți să le luăm cronologic. Îndată cum a început războiul din Ucraina, eu am fost împreună cu mulți alți oameni de bună credință să protestăm în fața ambasadei Federației Rusie împotriva acestei agresiuni militare, împotriva acestui război de ocupație, pentru că toate teritoriile care au fost capturate de ruși nu au fost denazificate și eliberate de fasciști, așa cum spun ei, ci din potrivă au fost capturate și practic anexate teritoriului Federației Rusie, încălcând în acest sens dreptul internațional și călcând în picioare toate acordurile pe care Federația Rusia le are față de statul ucrainean. În această ordine de idei, atunci, toți trolii pas, toți activiștii plătiți și comentariile false pe care aceștia le coordonează, ne spuneau nouă că suntem um, um, provocatori și că destabilizăm situația, și că din cauza noastră, pentru că noi i-am provocat cumva pe ruși, rușii vor veni și în Republica Moldova. Doamna președinte Maia Sandu spunea atunci că speră. Spunea ea, sperăm că vom putea ocoli aceste pericole, că vom putea evita aceste pericole. Vreau să trag atenția din start asupra faptului că președintele Republicii Moldova este garantul suveranității, garantul independenței, nu speranța și nu credem și sperăm și ne așteptăm și ne rugăm și așa mai departe. Deci, garantul. Ori garanția clară era. Integrarea Republicii Moldova în NATO sau unirea Republicii Moldova cu România în regim de urgență pentru a putea ocoli pericolul invaziei rusești și pericolul uh, anexării și ocupării totale. Iată că de atunci și până acum. S-a schimbat radical optica și discursul guvernării PAS și a doamnei Maia Sandu. Astăzi ei pledează și se bat cu pumnul în piept că sunt cei mai mari și cei mai tari antiruși, deși pe parcurs am văzut mai multe situații în care au dat dovadă de contrariul. Dacă vă amintiți, atunci când erau bombardamente masive în Ucraina, în Republica Moldova se sista periodic energie electrică. Atunci noi procuram din Europa, în speță din România, energie electrică de avare, care este puțin mai scumpă decât energie electrică convențională, fiind necesară în regim de urgență, acum aici nefiind fiind planificată în rețea, ea are un preț puțin mai înalt. Tot atunci, Agora și alte portaluri de știri deja știpăreau uh, uh, tricouri și hanorace cu sloganul Ftemnate no bezvas, adică pe întuneric, dar fără voi. Cu alte cuvinte, vom îngheța, vom sta pe întuneric, dar nu ne lăsăm călcați în picioare și nu vom ceda în fața Federației Rusie. Uh, exact la o săptămână distanță, Andrei Spunu spune că, pentru că este mai ieftin, atenție, cu un leu, da? cu un leu al Republicii Moldova, nu al României, cu un leu per kilowatt mai ieftin, vom continua să procurăm din regiunea separatistă Transnistria, care este controlată de către Federația Rusă și noi, statul Republica Moldova, am declarat oficial acest lucru, inclusiv a declarat-o și adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care a spus că teritoriul din stânga râului Nistru este teritoriul juridic aparținând Republicii Moldova, însă de facto este controlat de către Federația Rusă. Apare întrebarea pertinentă. Ce fel de temnătienă bezvas? dacă noi cumpărăm energie electrică de la separatiști și ce fel de antiruși suntem noi dacă noi colaborăm în această privință cu persoanele care sunt controlate și plasate aici de Federația Rusă pentru a ține în șah Republica Moldova și pentru a șantaja economic, politic și social statul Republica Moldova ca să nu se integreze în Uniunea Europeană și ca să nu se unească cu România și să nu adere la blocul militar NATO. În această ordine de idei, Trebuie să știți că energia electrică din Transnistria se produce pe bază de gaz. Deci la Cuciurgan ei ard gazul rusesc și produc energie electrică. Cu alte cuvinte, pentru ca să putem procura energie electrică, noi Republica Moldova i-am rugat pe ucraineni să permită mai departe tranzitul de gaze spre regiunea separatistă Transnistria. Deci am asigurat cu gaz pe transnistreni fără nici o problemă. Pe separatiști mă refer, nu pe oameni de rând, ci pe liderii acestei regiuni autoproclamate. În același timp, trebuie să știți că liderul economic al acestei regiuni, domnul Gușan și holdingul Shrif, este de origine ucraineană și are foarte multe active și proprietăți în Ucraina. Fapt care îl obligă pe anumite aspecte să colaboreze mai larg decât doar cu rușii. Atunci când ucrainenii au cerut ajutorul militar al Republicii Moldova sub aspect de miguri, avioane pe care le mai deține Republica Moldova, avioane reactive, Republica Moldova a refuzat. Ucrainenii au cerut și niște sisteme PZRK, vechi din timpul Uniunii Sovietice. Noi am refuzat, dar ucrainenii, dar separatiștii, pardon, din depozitul respectiv de la Cobasna au reușit să strecoare câteva, câteva camioane și le-au oferit regimului de la Kiev. Regimul de la Kiev a propus regimului de la Chișinău, conducerea de la Chișinău, să intre pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului, pe teritoriul regimului separatist instaurat acolo, să restabilească ordinea constituțională și să ne întoarcă nou controlul asupra acestei regiuni. Cu alte cuvinte, să recăpătăm activele noastre pentru că atât îngres atât cu ciurganul și toate celelalte întreprinderi care se află acolo, aparțin de drept juridic Republicii Moldova, care, apropo, până acum nu le-a privatizat și nu le-a luat sub arepă, sub protecție personală, invocând faptul că nu putem de fapt să exercităm dreptul de proprietate. Dar, în același timp, Ministerul Mediului Republicii Moldova eliberează fără nicio jenă certificatele necesare pentru ca uzina metalurgică să funcționeze și să poată exporta în toată Europa metalul topit în Tiraspol. Pe banii Republicii Moldova, exportând aceste bunuri cu ștampilele vamale ale Republicii Moldova, fără să plătească vreo taxă sau vreun impozit. De asemenea, trebuie să știți că Republica Moldova promovează o politică așa zisă de reintegrare, Exact inversă decât cea productivă. Adică la ora actuală, este mai rentabil pentru mine, ca agent economic, spre exemplu, să-mi înființez compania în stânga ministrului oficial juridic pentru a beneficia de anumite facilități și anumite scutiri și înlesniri pentru această companie. Cu alte cuvinte, nu se încurajează ca cei de acolo să tindă spre Republica Moldova partea oficială, ci din potrivă se încurajează ca noi, inclusiv cei de aici, să tindem spre partea de acolo, adică partea separatistă. Dacă vă amintiți, guvernarea PAS a promovat și o lege privind combaterea separatismului, care nu a fost aplicată nici măcar o dată până în prezent. În această cheie, în tot acest amalgam, trebuie să cunoașteți că Ministrul de Externe Nicu Popescu a făcut o declarație prin care a spus că noi am știut cu câteva luni înainte că ne au informat partenerii noștri de dezvoltare despre faptul că este posibil ca în Ucraina să izbucnească un conflict armat, este posibil ca Federația Rusă să atace Ucraina. Și exact după asta, Andrei Spânu merge la Moscova și încheie un contract flexibil cu preț flotant, adică care se poate schimba de la o zi la alta, de la o lună la alta, pentru importul de gaze din Federația Rusă. Apare întrebarea pertinentă și logică. Dacă știi că poate să izbucnească un război, dacă știi că poate să apară o situație excepțională care eminamente și evident va duce la scumpirea gazului, de ce ai semna un contract cu preț flotant și nu cu un preț fix, astfel încât, indiferent ce nu s-ar întâmpla în regiune, să ai un preț fix la gaz. În aceeași ordine de idei, ce fel de antiruși suntem noi dacă noi am preferat să ne vindem cu un leu per kilowatt mai ieftin regimului separatist, în acest fel asigurându-le lor gazul necesar, energie electrică necesară pentru consumul lor intern și pentru vânzare, și încă și cu bani pe care noi, Chișinăul, îi plătim oficial regimului separatist din Tiraspol. Într-o emisiune, într-un interviu oferită pentru jurnalistul Gordon din Ucraina, fiind întrebată doamna președinte Maia Sandu de ce nu s-a rezolvat până acum conflictul transnistrian, dumneavoastră a declarat pentru că sunt foarte multe interese acolo. Iată, acest răspuns este valabil și astăzi pentru guvernarea PAS. Nu se rezolvă conflictul transnistrian, așa cum a promis, dacă vă amintiți, domnul prim-ministru Recean, atunci când a venit în funcție, a venit în funcție spunând că vine să garanteze securitatea și să rezolve conflictul transnistrian. Domnul Surdu de la Moldova 1 îl întreba cum anume veți rezolva conflictul Tatritan și el a spus că veți vedea că în cel mai scurt timp se va rezolva. Iată că au trecut luni bune de atunci și nu s-a mișcat nici măcar un centimetru în această direcție. Pentru că, și aici voi folosi din nou cuvintele doamnei președinte Maia Sandu, pentru că sunt interese foarte mari economice și pentru că orice guvernare care vine la putere în Chișinău este în dole. Primește o parte din această bișniță, din acest business murdar, din traficul de influență, din traficul și contrabandă de țigări, metale, Arme și multe, multe altele. Așa că nu îi credeți atunci când vă spun că ei sunt antiruși. Pentru că au dus până acum o politică contrară acestui vector, pentru că dacă Ucraina ar fi rezolvat în spatele frontului problema și ar fi disponibilizat acea garnizoană de peste 50.000 de ostași care stau în Odessa, cu gândul că în orice clip ar putea fi atacați dinspre Republica Moldova, din regiunea separatistă Transnistria, acest lucru ar fi influențat pozitiv linia frontului și ar fi ajutat pe ucraineni care, pe care astăzi domnul Grosu, care spune că merge la Metropolia Moldovei subordonată patriarhiei ruse, să învingă sau să aibă succese militare mai consistente pe câmpul de luptă. De asta ei una fac și alta, una, una zic și alta fac, ei una declară și cu totul altceva implementează și promovează la nivel de politică în Republica Moldova. Mulțumesc frumos pentru atenție și vă rog, vă îndemn să distribuiți acest clip video pentru că aceste schimbări de mesaje ticăloase și mincinoase mie îmi sunt antipatice. Nu respect și n-am respectat niciodată oamenii care nu au o poziție fermă, care nu au o poziție clară și predictibilă, ci pe cei care se schimbă după cum bate vântul. În dacă se schimbă în direcția greșită, nu în cea corecte. Oamenii greșesc pe parcursul vieții, dar tind să-și corecteze greșelile și să revină la normalitate. Iată că, în cazul de față, în speța de față, cu părere de rău, guvernarea PAS și doamna Maia Sandu dă dovadă exact de contrariul, dă dovadă de faptul că, indirect, prin ajutorul și prin acceptarea tacită, continuă să susțină regimul separatist de la Tiraspol prin energie electrică care se produce, prin gazul care ajunge la ei și prin banii pe care îi transferăm noi pe conturile lor, adică separatiștilor, pentru acest lucru. Se putea face foarte simplu, se putea decreta stare de urgență reală, nu fictivă, pentru schemele pe care le fac ei astăzi, se putea face îndemnul pentru populația civilă să se refugieze pe malul drept al Râului Nistru, adică Republica Moldova, în partea pe care o controlează, autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, ucrainienii ar fi făcut ordine în două, trei zile acolo și noi am fi recăpătat înapoi controlul deplin asupra acestei regiuni și am fi scăpat de acest șantaj al Federației Rusie. În același timp am fi putut asigura și evacuarea soldaților ruși care ar fi, ar fi, preferat să se predea decât să fie măcelăriți în acest război și cu avioane charter să le transmitem foarte frumușel înapoi spre Moscova, acolo unde trebuie să se afle soldații Federației Rusie. La ei acasă, la ei în țară. Nu s-a mers pe această Variant. Această variantă a funcționat foarte clar în Israel, atunci când s-a declarat stare de urgență și evacuarea cetățenilor Republicii Moldova. Același lucru a funcționat apropo în cazul Armeniei și Azerbaijanului, unde au fost scoși cu șuturi în fund așa zis, și pacificatorii Federației Ruse. Iată că Republica Moldova, care strigă în gura mare cu toată guvernarea și cu toți plămânii că este rusă se dovedește a avea doi plămâni diferiți. Un plămân românesc și un plămân rusesc. Exact așa a declarat și Yuri Ivanovici Roșca, care spunea că el are doi plămâni și unul respiră românește, iar altul respiră rusește. Mulțumesc frumos, eu am încheiat.